Începând de mâine vor fi relaxate mai multe restricții. Printre acestea vor fi redeschise cluburile, barurile și discotecile la o capacitate de 50%, însă doar pentru persoanele vaccinate. Începând cu data de 1 iunie, se permite desfășurarea activității în baruri, cluburi, discoteci și săli de jocuri în intervalul orar 5-24 cu participarea publicului până la 50% din capacitatea maximă a spațiului dacă incidența acumulată la 14 zile a cazurilor din județ este mai mică sau egală cu 3 la 1000 de locuitori. Atâta timp cât ei reușesc să se protejeze și respectă anumite norme care le sunt impuse, nu presupun că ar fi nicio problemă. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare. Sincer, mie mi se pare o prostie. Din ce cauză? Pentru că nu ar trebui să se întâmple așa. Se pare discriminare? Sincer, da. Tu te-ai vaccina să mergi în club? Nu, mai bine m-aș lipsi. Cred că e ok, adică pe de parte trebuie făcut așa o protejare a oamenilor care s-au vaccinat, dar pe de altă parte, nu știu, poate și cu test negativ ar fost ok. Tu te-ai vaccinat? E, da, eu m-am vaccinat. Sunt vaccinat, m-am simțit bine, n-am avut niciun efect secundar, a fost tot ok. Asta este o necesitate și trebuie să o respecte. Dacă vor să se relaxeze, trebuie să plătească un anumit preț, zic. De asemenea, începând cu 1 iunie, vor putea fi organizate evenimente mari în spațiu deschis cu până la 1000 de persoane care fac dovada vaccinării, a unui test PCR negativ sau că au trecut prin boală. Se pot organiza și evenimente cu mai mult de 1000 de persoane dacă sunt toate vaccinate.